Salvatorii deja sunt în spune dumneavoastră. Echipa din încarcerare la fața locului de încarcerare. Pregătim stația răunită, toate instrumente, duși la toate în mașină. Antonego e. Prelată, în primul rând. Nu pregătim. Коля, mai repede stabilizarea. Deodată stabilizarea. Stabilizăm mașina. Piramidele, blocurile. Înainte. Din partea laterală, din partea dreaptă. Nu ne se bancă, noi nu avem acces. Larcheta! Adunarea! Adunarea! Planul de bază de urgență, planul de urgență, toate luneta. În primul rând să aibă acces paramedicii. Cât mai urgent să faci chestia asta. Planul de bază, rabatăm parțial la fond. Atenție, paramedicii, partea asta noi nu avem accesul de bază. Accesul prin lunetă de aici, prin lunetă. Au fost evacuate două cadavre din automobil. Deci, Andrei. A fost extras cu telefonul. Hai. Hai. Fața locului în superiorul intervenții, locotenent colonel Balașevski. Am înțeles, ne-am intrat în divorție, ne-am... Înțeles, noi am făcut legenda S2. Iar 512. Am înțeles. Aici e o fractură de gambă. Ia uite la celălalt. Aici la fractura de gambă e ok. Vorbesc cu un cacare. Aveți nevoie de medicii de ceva? Pacientul date, ambulatul date. Băieți, ajutăm acolo, punem mâna. Alo, pregătim spitalul, să transportăm la spital pacienți gravi. Da. Sus! Dar știați pe dânsii, drumul nu știu. Mergem înainte, e din urmă ta. Știam, ridicați perfuzie. Da. Aici. Am nevoie de un paramedic, ceva să stea în spate. Da, am spus, iese, nu? Unde-i? Dacă e foc, unde-i foc? Un paramedic, iese nevoie aici. Da. Roșu. Singura, da. Nu, aici e imobilizare. Da. Vine înapoi. Imobilizare trebuie. Pacientul este ridicat și în autosanitare multiple. Încercăm. Pacientul este. Aici, 2 băieți, 3 băieți. Venim. Vrei 4.000? Erați fără cunoștință? Cu cunoștință erau. Mă simțiți bine acum? Da, doar să la băieți. Onorată asistență, stimați participanți, astăzi are loc închiderea oficială a exercițiului de teren Prut 2016. Colonel Adrian Apostol cu echipa de intervenție. În calitate de observatori îi avem alături pe colegii din regiunea Vinița și Cernăuți din Ucraina. Mihail Harabagil. Stimați colegi din România, уважаемые коллеги с Украины. Ситуация личная, дичь нау, нищ тимп, нау нищ локации, нау нищ локалитате. De atâta s-a primit decizia că aceste aplicații să fie petrecut pe timp de noapte, fiindcă atunci când noi nu ne așteptăm, atunci cu păi ele și vin. Să vedem, deci depinde noastră de a lucra cot la cot cu colegii de la Poliția de Frontieră, cu colegii de la Carabinieri cu colegii de la Inspectoratul Național de Patruare. La fel vreau că aș aduce mulțumiri deosebite echipajul SMURD, atât din România cât și din Republica Moldova, care au dat dovadă de curaj, au dat dovadă de devotament și nu doar la aplicații, dar, stimați colegi de la SMURD, chiar și vă aduc mulțumire, fiindcă aveți foarte multe intervenții pe viu. Și acum este foarte îmbucurător când oamenii din localități unde lucrați spun că se vie cei în roșu. Ați văzut pe viu cei ce se petrece și nu este exclus că aceste aplicații se fie trecute și în raiurile dumneavoastră. Astăzi ne-a onorat cu prezența sa domnul viceministru de interne, domnul general Ion Sorcanu. Pentru noi, deci, este o onoare ca domnul general să participe la aceste aplicații și la închiderea acestor aplicații. La fel vreau să cu un mesaj de felicitare mi-a fost transmis din partea domnului ministru de interne și toți cei angajați ai Ministerului Interne care au fost implicați la aceste operațiuni, începând cu stat major la ziua de ieri și terminând azi noapte și astăzi ziua, deci cu aplicații de teren. Vă mulțumesc eu personal la toți cei implicați într-un ceas bun și Doamne ajută să dea Dumnezeu să fim doar la aplicații. Vă mulțumesc. General Major Ion Țurcan. Stimați ofițeri, subofițeri, evenimentul respectiv are o importanță deosebit de mare cât pentru întreg efectiv al Ministerului de Interne, atât și pentru întreaga societate a Republicii Moldova. Din numele Ministrului de Interne, Alexandru Jăzdan, vă aduc sincer mulțumiri pentru acest exercițiu, pentru pregătirea profesională, pentru atitudinea și efectuarea acelor măsuri de o importanță majoră pentru toate subziunile a Ministerului de Interne. Mulțumesc frumos! În vederea exprimării mulțumirii noastre la exercițiul Prut 2016, avem onoarea de a fi înmânate certificatele de participare a echipelor care au luat parte la aplicații. Se invită echipa Inspectoratului Situației de Urgență Iași-România. Se invită observatorii, colegii din Cernăuți. Invităm colegii din Vinița. Invităm reprezentanții Ministerului Sănătății. Invităm reprezentanții Ministerului Apărării. Colegii din cadrul Inspectoratului General de Poliție. Departamentul Poliției de Frontieră. Departamentul Trupelor de Carabinieri. Servim Republica! Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale. Și nu în ultimul rând, administrația publică locală. Vă mulțumim. Предоставить слово нашим коллегам с Украины. Я думаю, что в дальнейшем, только чтобы все мы практически проводили только учения, поменьше реальных вызовов. Ну и ждем того приглашения, когда мы совместно проведем совместные учения на наши транскордоны, приграничной зоне по ликвидации тех чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть, ну, в частности, наводнения и так далее и тому подобное. Поэтому всем участникам учения только счастья, здоровья, и чтобы вот эти учения только были как учения, поменьше реальных вызовов. Спасибо за это. Domnule general, domnule colonel, stimați invitați, sunt onorat să particip la acest exercițiu, având în vedere că a fost organizat, ce am văzut la prima vedere, un exercițiu cât mai real, cu situații create cât mai din realitate, și asta denotă că suntem pregătiți să colaborăm pentru rezolvarea oricâtor situații tactice pe care apar în decursul timpului. Și sunt onorat să aud că personalul este pregătit și face față situațiilor pe care le găsește de zi cu zi. Eu, domnule general, domnule colonel, vă garantez în continuare pentru o colaborare eficientă și continuă în perioada următoare. Și probabil și în perioada următoare o să fiți invitați să desfășurați un exercițiu la noi în zona de competență a municipiului Iași. Eu vă mulțumesc! Preluați comanda. Atenție! Aliați! Drept! Rupeți rândurile!